Geta Sterp a mers de urgență la spital după ce a avut un accident. Cum se simte acum sora lui Culiță, Geta Sterp, le-a împărtășit internauților că a refuzat până a doua zi să meargă la spital, însă astăzi a decis să nu mai piardă vremea și să investigheze situația, ca ulterior să nu existe complicații. Chiar dacă se află într-o situație deloc plăcută, Geta Sterp s-a afișat în mediul online tot cu zâmbetul pe buze și cu voie bună semn că un astfel de mic accident nu-i poate strica starea. Râd eu cât râd, dar nu-i de râs. Aseară eram la oi și am intrat cu piciorul într-un cui. Era o scândură mică cu un cui pe sub fân și nu știu, câteodată mă întreb. Știți, acel moment când edita mai locul unde ești și tu trebuie să calzi tocmai în prepastie. Vai, și dacă vei arăt pisiorul cum arăt, voiam să vei întreb. Voi să mă indemnăți, să merg la spital, se vi să mă duc să mi fac un vaccin, e bine. Pentru că cred că cuiul a fost și ruginit și mi s-a umflat piciorul destul de tare. Ia uitați cum merg. Mă doare piciorul foarte tare și calc pe călcâi mai mult și într-o parte. Mă duc la spital să văd cum se prezintă piciorul, a spus Geta Sterp.